Salut și bine te-am găsit la încă un episod din No Panic. Astăzi module, un episod dedicat jucătorilor începători. Un episod, să știi, mai mult teoretic decât practic, deci nu cu foarte multă acțiune. Despre modulele tankului tău, module care, să știi, jocul nu-ți oferă prea multe detalii despre acest amănunt al jocului, dar să știi, tankul tău, chiar dacă arată frumos în exterior, să știi că el conține câteva module care formează de fapt tankulețul. Am pus intenționat pe pauză pe acest replay pentru a-ți arăta acest panel care se deschide în momentul în care tu ai afectat unul dintre module. În cazul meu vorbesc de o șinilă ruptă. Deci se deschide acest panel și vei vedea că unul sau mai multe module sunt afectate. Ce trebuie să faci în acele momente? Este o decizie pe care tu o vei lua, dar până să vorbim acolo, să știi, panelul ăsta este doar minimalist, mai sunt și câteva altele. Vorbim acum doar despre partea mecanică care ți-o arată aici, anume este vorba de tun, mecanismul de retirare a turelei, magazia de muniții, șenile, motor, rezervorul de combustibil și hatch-ul comandantului. Dacă un modul îți este pe roșu, asta înseamnă că modulul este distrus. Nu va mai funcționa. Dacă este pe galben, atunci să știi că acel modul funcționează cu aproximativ 30%, în unele cazuri și 100% mai prost. Hai să intrăm într-o aplicație care eu de fiecare dată când îmi iau un tank, să știi, o folosesc cu mare drag și anume Armor Inspector. Este o aplicație gratuită, este și pe site, este și aplicație, poți să ți-o descarci pe telefon sau pe device-ul pe care tu te joci. Este o aplicație care te ajută foarte mult să-ți cunoști tankul tău în mai multe amănunte. E vorba de lovă, după cum ai văzut. Dacă tu ești la armură, poți să-ți dai seama cam cum arată tankul tău, cât de bine este armurat, dar să știi, în partea stângă ai și încă un buton acolo, module. Dacă te duci la module, să știi, îți va arăta tănculețul tău care cam cum arată el din exterior, interior, deci atât module interne cât și externe ale tankului. Hai să vorbim despre tankul, despre modulele tankului și să vedem care sunt și ce efect au aceste module când sunt ele afectate. Cea mai mare șansă ca modulul tău să fie lovit este de 100% și se referă la trex-uri, la șenile. Deci șenilele ori de câte ori vor fi lovite, totdeauna vor lua damage. Câteodată vei avea noroc, câteodată nu, câteodată vei rupe tracurile tankului, câteodată nu, doar le vei afecta, vor fi doar pe galben. Asta depinde de mai mulți factori, de puterea de penetrare, de damage și așa mai departe, dar în principiu să știi, acest modul sau module sunt pe partea exterioară a tankului și sunt cel mai ușor de lovit, șenilele. Dacă șenilele tankului sunt rupte pe roșu, atunci automat știi că nu te mai poți mișca pe traversă. Dacă sunt pe galben, atunci viteza lui de rotire stânga-dreapta va fi cu 30% reduse. Nu este un atât de important, cum să spun, modul ca să fie reparat de fiecare dată. Ca urmare, sfatul meu este să nu te grăbești, mai ales când e vorba de șenile, nu te grăbi cu șenilele, ai tot timpul la dispoziție să le repari, asta dacă nu ești în câmp deschis și 2-3 nemici se uită spre tine să te facă praf. Dacă ești în acea situație, atunci eu te sfătuiesc să folosești consumabile să-ți repari șenilele. Șansa de 45% ca să iei damage la motor, asta ar fi următorul modul. Aici este un lucru interesant. Dacă ți este distrus motorul, nu te mai poți mișca deloc, nici pe traversă. Și nu sunt sigur, dar s-ar putea nici traversa, nu mai țin minte, nici turela cred că nu se mai mișcă, nu sunt sigur, dar categoric șasiul nu se mai mișcă. Dacă este pe galben, la fel ca și șenilele, cu 30% se va mișca mai greu motorul, atât ca viteză cât și ca accelerație. Un lucru de notat, câteodată să știi, vei lua și foc când vei fi lovit în motor. Poți să afli asta dacă te duci la tankul tău, la upgrade-uri, te duci la motor și acolo îți spune care este șansa ca motorul tău să ia foc când este lovit. În cazul nostru vorbim de 20%, deci o șansă destul de mare. Unele tankuri au o șansă mai mică, altele mai mare, deci depinde de
Depinde de tank. Ca urmare, în funcție de asta și unde este amplasat motorul, pentru că este în partea din față, eu, de exemplu, mi-am instalat, este doar o sugestie, bineînțeles. Eu folosesc Protective Kit, care îmi dă câteva bonusuri, să zic așa, pe partea de apărare, de defense, a modulilor mele și a echipajului, cât folosesc și defense sistemul la fel, ca să iau o șansă mai mică, de exemplu, de a lua damage la acest motor. De obicei, să știi, motorul este amplasat în partea din spate a tankului, dar în cazul nostru vorbim de două motoare, deci cele cu culoarea roșie sunt motoarele. Cu culoarea portocalie avem o șansă de 45% de a lua sau a da damage la rezervorul de combustibil. Un lucru iarăși foarte important, este o șansă destul de mare, deci ai grijă. Dacă vei fi lovit și modulul tău, acest modul va fi pe galben, încearcă să ți-l repar, pentru că al doilea shot s-ar putea să-ți dea foc. Sau, dacă nu ai repair kit, doar unul singur, atunci așteaptă până îți va da foc și apoi stinge și focul și folosește multi-restorers în pack-ul. Da, este o șansă mare, 45% este o șansă destul de mare să iei foc în orice tank. Toate tankurile au această șansă de a lua foc. Mecanismul de rotire a turelei, iarăși, este, din câte am pățit eu, șansa destul de mică să ia damage. Când este rupt, turela ta nu se mai poate mișca stânga-dreapta deloc, iar când este pe galben, atunci viteza de rotire este mai slăbuță. 33% șansa de a lua damage este gunul, este tunul tău, are tunul tău această șansă de 33%. O șansă pe care, să știi, culmea că în acest tank de multe ori am fost lovit și nu înțeleg de ce. Probabil din cauza armurii, are o armură foarte puternică și cine se uită pe mine și vede că nu mă poate penetra, atunci atrage cu high explosiv și mă afectează tunul. Da, este un lucru pe care poți să-l faci, inclusiv dacă vezi, de exemplu, un tank care nu-l poți penetra nicăieri, să zic, dau un exemplu, stă în această poziție și nu-l poți penetra, atunci eu zic să încarci high explosive și să îi tragi în țeavă. Te costă doar un simplu high explosive, dar pe el îl va costa un repair kit. Pentru că în momentul în care acest tun este distrus, nu mai poate să tragă, iar dacă este pe galben, atunci dispersia și aiming time este absolut incredibil de mare. Acel tank nu va mai putea trage la distanță medie decât foarte mică. În același timp, dacă tu, de exemplu, te afli într-o situație de brawling, o situație de îmbrățișare și încerci să-ți miști țeava stânga-dreapta în fața oponentului tău să nu te poată nimeri în spoturile tale mai slăbuțe, atunci sfatul meu, dacă vezi că el se uită să te lovească în hatch, sfatul meu este să ridici țeava și să o miști sau să încerci să o pui cât se poate de în dreptul cupolei tale, astfel încât e bine, în acest caz, mai bine să iei o lovitură în țeavă decât să-ți ia damage în hatch. Și nu uita, dacă el va trage cu AP sau APCR, șansa ca ea să ricocheze este extrem de mare, după cum vezi, nu te poate penetra. Are o șansă foarte mare de a da bounce. Deci nu-ți va lovi cupola. Membrii echipajului, să știi că avem pe canalul nostru un clip dedicat acestui echipaj și sfatul meu este să te uiți, este un clip foarte interesant despre echipaj și despre skillurile pe care tu ar trebui să le faci în acest joc ca să o duci mai bine. O să intru acum iarăși în câteva amănunte pentru că acest echipaj iarăși are un rol destul de important. Începem cu unul care nu are rol, sau mă rog, are rol de compensare a celorlalți și anume Radio Operator. Șansa ca ei să fie loviți oricare din acești membri ai echipajului este de 33%. Driverul, dacă ți este mort, tankul tău nu se va mai mișca, deci va rămâne înțepelit, se va mișca doar turela. Iar dacă este rănit, să știi, tankul tău se mișcă foarte, foarte greu. Gunnerul este cel care mișcă turela stânga-dreapta și cel care rochește, deci ca urmare, dacă el este mort, turela nu se va mai mișca, iar tu nu vei mai putea trage. Dacă este rănit, atunci aceste mișcări stânga-dreapta turele tale este mult mai lentă, aiming time-ul și precizia tunului tău sunt destul de afectate. Loaderul este
acel membru al echipajului care îți încarcă muniția pe tun și dacă el se mor, tancul tău nu se mai încarcă. Dacă este rănit, timpul de încărcare devine foarte mare. Sfatul meu este să folosești acel protectiv, trusă de prim ajutor sau cum se numește, pentru a putea încărca normal. Comandantul, ai văzut acolo hatch-ul, nu va mai face spot în momentul în care este mort, iar dacă este rănit, spotul său va fi foarte mic. Deci, da, are și el un rol în acest joc. Și dacă vorbim de module, cred că cel mai important este amoracul sau magazia de muniții. Ei bine, difere de la tank la tank amplasamentul acestor amoracuri, dar să știi că de obicei se află în două părți, de obicei se află în partea șasiului și în turelă. Șansa ca amoracul să ia damage când este lovit este de 27%, este o șansă destul de mică sau cea mai mică din joc, de asta vei fi și răsplătit în momentul în care vei lovi de două ori un amorac. Șansa ca să-l arunci în aer este foarte mare. Și nu contează cât HP are tankul respectiv, îl arunci în aer. Să știi că sunt unele tankuri care au calibru mare, care au o putere de penetrare mare și care vor face damage din atât de mare din primul shot, încât vor arunca tankul dintr-un singur shot în aer. Acestea fiind spuse, hai să revenim înapoi la joc și să vedem în cazul nostru proviziile. Să intrăm iarăși și să repet, Protective Kit-ul te ajută foarte mult la protecția modulelor și echipajului tău. Nu uita să-l folosești dacă tankul tău este ușor penetrabil. La fel folosește și Defense System. Te va ajuta foarte mult în bătălie, mai ales dacă ești un tank care vei sta ori în prima linie, ori care vei încasa și vei fi ușor penetrabil. Altfel, s-ar putea ca combinația dintre aceste consumabile echipamente să difere puțin. Sper că aceste informații plicticoase ți-au prins bine. Încearcă să-ți cunoști tankul tău și poate mă repet, dar încearcă să joci tankul un singur tank timp de câteva ore, să cunoști foarte bine tankul, intră în amănunte să vezi unde sunt amplasate modulele și în funcție de asta să-ți echipezi corespunzător tankul, astfel tu să supraviețuiești mai mult în bătălie. Odată ce ai făcut treaba asta, experiența și damage-ul este mult mai mare, victoriile sunt mai multe și zâmbetul pe fața ta va fi mai larg. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție, sper că o vom duce mai bine împreună pe acest joc, cunoscând modulele tankului. Eu îți doresc o zi cât se poate de frumoasă. Salut!